și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea cu cele și părinți, și frați, împreună sărutori, iubiți credincioși și credincioase. Biserica noastră ortodoxă îl pomenește astăzi și face prăbuire celui din tâi chemat la apostolie, Sfântului Apostol Andrei, care este, dacă vreți, încreștinătorul strămoșilor noștri. Pentru că, așa cum știm, a propovăduit în părțile Dobrogei și astfel el este socotit ca fiind apostolul nostru al românilor. Și pentru că ziua de astăzi este, dacă vreți, oarecum strâns legată cu ziua de mâine, ziua națională a românilor, de pretutindeni la României, aș vrea să mă opresc în câteva cuvinte și să vorbim puțin despre mândria de a fi român. Pentru că noi, așa cum ar trebui, poate, suntem și ne declarăm ca fiind români. Și lucrul acesta îl arătăm mai ales la sărbătorile naționale. Și în special în ziua de mâine. Cu ce am putea noi să ne mândrim ca și români? Veți zice că putem să ne mândrim cu țara pe care o avem. Și într-adevăr, putem să facem. Pentru că Dumnezeu ne-a mânduit să trăim într-o țară frumoasă. Să trăim într-o țară care are de toate. Care are și munți, și dealuri, și voi, și păduri, și zăcăminte, și aur, și metale rare. Are de toate. Are și grânar, era pe vreme grânarul Europei. Și este așezată într-un punct, dacă vreți, strategic. Și tocmai de aceea i-a fost răvnită de-a lungul vremurilor de multă lume. Însă, făcând o paranteză și oarecând vrând să vă desfințez puțin frunțele, vă aduceți aminte de acel bani, să zicem, că românul face haze de casă, în care Dumnezeu îi dă poporului român toate bogățiile de lume. Și la urmă zice, da, dar să vezi ce conducător primește. Este cam așa. Țara bogată, cum zice vorba aceea, țara noastră a o parte, noi cerșim din poartă în poartă. Ei, cam așa suntem noi. Și totuși ne mândrim că suntem români. Dar oare nume acesta este lucrul cu care ar trebui să ne mândrim noi ca și români? Eu zic că nu. Și lucrul cel mai important cu care ar trebui noi să ne mândrim că suntem români este faptul că poporul acesta românesc s-a format de la început creștin ortodox. Pentru că creștinismul la noi este de origine apostolică. Cu aceasta trebuie să ne mândrim noi. Apoi ar trebui ca români să ne mândrim cu toate tradițiile și cu tot ceea ce poporul acesta al nostru românesc a știut să păstreze
mai păstrează, v-am vorbit, dar că anul trecut sau cum ați doi ani, despre colinde. Acele superbe colinde pe care le are doar poporul nostru românesc. Și nu numai superbe din punct de vedere artistic sau în cântări pe care le cântăm în această perioadă, ci pline de încărcătură duhovnicească și dogmatică. Pentru că vă spuneam că colinde este tot de la facerea lumii până la parusie. Cu aceste lucruri ar trebui să ne mândrim. Și ar mai trebui să ne mândrim cu ceva care, din păcate, cu generație ce trece, tot mai mult se uită. Cu porcul nostru românesc, prea puțin se mai pune accent și prea puțină lume mai poartă porcul nostru tradițional românesc. Pentru că sunt convins că dacă v-aș întreba pe dumneavoastră din ce este compus un porc tradițional românesc de vigor, nu de altă regiune, de vigor, de regiunea în care trăim. Cred că prea puțin ați fi cei care ați ști să răspundeți la această întrebare. Iată de ce biserica a fost cea care, de-a lungul timpului, nu a făcut altceva decât să păstreze credința aceasta a noastră, a românilor, nealterată de la începuturi și până acum, de la Sfântul Apostol Andrei până în zilele noastre. Dar nu numai că a păstrat nealterată, ci prin biserică de-a lungul vremurilor, chiar și atunci când era interzisă, dacă vreți, propovăduirea Evangheliei, s-au transmis și aceste frumoase tradiții de-a lungul timpului. Dacă noi ne mândrim cu ele, trebuie să știm că avem și responsabilitate față de ele. Avem responsabilitate față de cei care vin după noi. Avem responsabilitatea de a-i învăța pe cei care vin după noi. Ce să-i învățăm pe cei care vin după noi? În primul rând, să-i învățăm credința noastră nealterată, ortodoxă, pe care am primit-o de la Sfântul Apostol Andrei. Apoi, pe lângă credință, trebuie să învățăm dragostea de țară, dragostea de neamă, dragostea de tot ce e românesc și sfânt. Și veți zice că lumea de astăzi este o lume în care cu greu mai pot să faci lucrul acesta. Și aveți dreptate. Da, într-adevăr. Este o lume în care cu greu nu să mai faci lucrul acesta. Dar nu este imposibil. Trebuie doar ca noi să încercăm să facem lucrul acesta. Și avem datoria morală față de înaintașii noștri ca să facem lucrul acesta. Chiar dacă pe unii de astăzi îi supără adevărul pe care avem datoria să-l apărăm, cum spune Mântuitorul. Adevărul este că poporul acesta românesc este singurul popor de sorginte latină, dar de credință răsăriteană, ortodoxă. Și apoi este poporul acesta, poporul care, în ciuda tuturor necazurilor care au venit peste el, și-a păstrat credința. Aduceți-vă aminte, doar, în istorie, câte popoare barbare au cotropit acest.
aduceți aminte, vă dau un singur exemplu. De Constantin Brâncoveanu, cu fiii săi, care în ziua de adormirea Maicii Domnului, a preferat să îi se taie capul, decât să se repede de credința ortodoxă. Și acum am să vă fac o întrebare, dumneavoastră. Dacă mâine ar fi o persecuție peste noi și ar zice, dacă nu te lepezi de credință, în care ești, te împuși, nu se mai taie capul. Ce facem noi? Am avea curajul și tăria de a-L mărturisi pe Hristos? De asta trebuie să zic că, să zicem, orice ar fi, eu nu mă lepăd de tine, de credința mea. Prea puțin cred că am fi aceia care ar face lucrul acesta. Să nu uităm niciodată pe cei care s-au jertfit pentru noi. Pe câmpurile de lupt. Să nu uităm niciodată pe cei de la ei, de la Trâns, de la Mărășești, de la Oitus, pe toți martirii temnițelor comuniste, care acolo, în închisoare, au dat mărturie că ei sunt creștini. Prin ce au dat mărturie? Prin viața lor. Cum? Oricât au fost bătuți, stingiți, nu s-au depărtat de Hristos. Ba mai mult decât atât, prin bunătatea lor, prin iubirea lor, prin jertfernicia pe care au făcut-o pentru ceilalți, au ajuns să-i convertească și pe alții să vină la ortodoxie. Dacă ne aduce aminte, vă dau un singur exemplu. Pe marele Nicolae Steinhardt, cel convertit care a trăit în ultima perioadă la Mănăstirea Romia. Și atunci vă întreb eu pe dumneavoastră. N-avem motive noi să ne mândrim că suntem români. Ba avem. Avem foarte multe motive pentru lucrul acesta. Dar, pe lângă motivele pe care vi le-am arătat, să știți că poporul acesta, și în special noi, cei de astăzi, avem o mare responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate în fața lui Dumnezeu de a-i educa pe ei, de a lăsa generațiilor care vin după noi tot ceea ce am primit noi de la strămoșii noștri. Tot ceea ce am primit noi. Adică, dacă ne uităm puțin, și vedem că astăzi se încearcă să se pună accentul pe fel de fel de lucruri care sunt total străine de credința ortodoxă. Nu mai pun o întrebare. Și asta să închei. O întrebare de dorit. Nu trebuie să vă spun. Oare Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Nevoie Vasăvar, Constantin Brâncoveanu, Antim Ivineanu, Andrei Șacuna, pe care Biserica o răzumește ca Sfânt astăzi, și mulți, mulți, mulți alții care mi-au educat prin scrierile lor, care, din păcate, nu se mai studiază astăzi. Ce vor zice, sau ce ne vor zice nouă, la judecată, când vor vedea mulțimea de secte care au răsărit ca ciuperce după ploaie, când vor vedea mulțimea avorturilor care s-au făcut după Revoluție, când vor vedea lepădările de credință care s-au făcut în ultima perioadă de către noi, când vor vedea
toate faptele noastre. Nu ne vor întreba ei pe noi mare. Și ei, și cei care m-am amintit până acum. Nu v-am lăsat noi vouă pildă viața noastră. N-am fost noi pentru voi pildă. Nu v-am lăsat noi vouă tradițiile. Ce-a spus? Ne-a ținut, ne-a păstrat. Mântuitorul spune un cuvânt. Și cu acesta am încheiat. Către ucenicii săi. Voi sunteți lumina lor. Așa să lumineze voastră înaintea voastră, oamenilor, ca văzând faptele voastre să slăbească pe Tatăl vostru cel din cer. Prin aceasta trebuie noi să mărturisim că suntem români. Păstrându-ne credința, iubindu-ne țara și învățându-i pe urmașii noștri să facă și la fel, să-și iubească credința, țara, omul pe care l-au dat străbunilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca împreună cu Sfântul Andrei și cu toți Sfinții să ne bucurăm în corțișor de rai, noi toți cei de aici și tot poporul nostru.